Liviu era aseară pus pe fapte mari și își dovedea maestria de a urca scările cu Bogdana în brațe. Te vorbim, Camila. Ah, bine, tu? Se deschide ușa largă către paradis. Nu pot. Mă, te-am obosit. Stai, ai obosit? Păi, 55 de kilograme de frumusețe. Nu sunt așa ușor de cărat. Am Doamne. Ia vino, tu un pat aici lângă mine. Da. Să vedem dacă am putea să dormim amândoi în patul ăsta. Vino. N-avem loc. Hai mă, vino cu. Stai să mă descalz, că doar nu mă urc încălțată. Ba da, avem tot locul din lume, uite. Avem? Păi da. Bine. Asta dormi cu tine așa toată viața. Ne băgăm la somn. Uite așa. Și n-avem loc, avem. Ba da. Uite așa, vreau să dormim. Mie așa îmi place să dorm. Haideți, simteți și nouă lumina, vă rugăm. Mie așa îmi place să dorm. Și eu, uite, pentru tine, nu o să mă mișc, chiar dacă mi-am moarte mâna, stau așa. Da? Mm-hmm. Vreau să spun ceva. Ce? Și vreau să mă ascult foarte bine, doar să mă auzi, să mă asculti, să-ți intre în căpuțul ăsta frumos. Cum? Fii atentă. Da. Și eu apar în materiale, dezbrăcat, am corpul ăsta de parizer. Adică și eu am nasul mare. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba chiar la mare. L-am așa borcănat. Ba nu. Tu l-ai decât aici, că îți vine aici. Dar nu asta e esențial. Ascultam să termin. Și eu am nasul mare. Și eu am un corp de socru mic. Și eu când sunt netunz, nu-mi place cum arăt. Și pe mine mă prinde de multe ori în impostaze proaste. Mă prinde și în impostaze bune. Când sunt aranjat, tuns, vorbesc, zâmbesc, chestii astea. Dar ce vreau să spun? Toți suntem în ipostă. Și pe mine mă critică lumea că am anumite defecte care se văd și nu mă interesează, cum și pe tine la fel. Dar atâta timp cât tu pentru mine ești cea mai frumoasă și ești perfectă pentru mine așa cum ești, și eu știu că și pentru tine sunt cel mai frumos și sunt perfect pentru tine așa cum sunt, chiar nu mă interesează de absolut nimic. Și restul o să le rezolvăm pe parcurs. Și eu o să mă duc la sală și o să dau burta jos și o să fac niște mușchi. Și tu o să te duci să, o să mergi și o să-ți rezolvi problema, o să-ți faci rinoplastie. Totul o să fie bine, nu vreau să te mai gândești, nu vreau să ai un complex de inferioritate, nu vreau să aud chestiile astea, pentru că nu e așa. Bine. Nu vreau să te demoralizezi tu pentru niște chestii care sunt doar în capul tău. Înțelegi? Nu. Eu te iubesc exact așa cum ești și oricum așa cum ești, pentru mine e perfect. Ești superbă. Ești superbă, crede-mă. Și să nu te... oricând... simți să faci ceva sau să spui ceva și dacă simți să fii gelos, să te deranjezi, fii oricum, pentru că pe mine nu o să mă deranjeze niciodată. Fii cum ești tu cu mine. Nu vreau să te prefaci, nu vreau să mi-ascunzi. Nu... Și dacă știi că mă zăpăcești, mă stresez cu o chestie, stresează-mă, că nu e nicio problemă. Spune-mi oricând tot ce vrei să-mi spui. Mă încântă faptul că văd că te interesează și că mai faci și câte o geluzie și câte o chestie de asta, pentru că asta înseamnă că mă iubești. Și vreau să-ți intre bine în cap. Îți promit și ți-am promis și o să vezi de acum încolo că eu nu o să te las în viața mea niciodată. Eu cu tine vreau, pe tine te-am ales, cu tine o să merg înainte. Deci nu vreau să-ți faci griji din privința asta. Vreau să dormi în fiecare noapte liniștită, fericită și cu zâmbetul pe buze, că știi că de partea cealaltă a zidului sunt eu care fac același lucru, mă gândesc la tine, te iubesc, de-abia aștept să te văd. Și nu există absolut nimic în lumea asta care să mă facă să nu mai fiu așa. Nu există. Deci nu mă fascinezi, efectiv. Stau cum. Și te ascult și mă uit la tine. Eu simt aceleași lucruri, dar eu nu știu să verbalizez nici atât de știu. Mult. Nici nu prea știu. Eu nu sunt cu vorbit așa mult, gen să spun. Nu vin așa repede cuvintele. Și nu prea știu să dar spun. Simt același lucru și mă fascinez cum mă uit la tine, cum spui tu. Că tu spui că la așa. Fel și simt și tu. Da. Sunt sigur până la Dumnezeu și înapoi pe sentimentele noastre. Și așa vreau să fii și tu. Dar și eu sunt sigură. Nu am zis că nu sunt sigură. Doar că am avut eu un moment de ăsta. Știu, și ți le înțeleg, poți să ai câte momente de astea simți tu când simți. Asta e pentru că m-am simțit eu, mă simt eu inferioară, că n-am haine nu știu de care. Iubirea mea, ai 24 de geamantane, ne-ai cocoșat pe tot, s-am cărat bagajele eu cu Robert și cu... Nu-mi plac.
Bă, adică... nici mie nu mai îmi plac. Eu, după ce îmi port toate hainele, deja nu mai îmi plac. Păi nici mie, la fel. Da, dar astea nu sunt probleme existențiale. Știu, trăim cu ele, asta știu. E. Dar îți zi să-i, în ciuda imperfecțiunilor noastre, pentru că și eu am și tu ai. Nici eu nu ți le văd ție și nici tu nu mi le vezi mie, că noi suntem morbiți de iubire în momentul de față. Da. Chiar dacă lumea cealaltă ni le vede, nu ne interesează atâta timp cât eu știu că sunt perfect pentru tine și tu perfectă pentru mine și asta n-are cum să schimbe nimeni. M-am îndrăgostit în primul rând de frumusețea ta. Mă. Jur, păi, așa nu mă apropiam de păi tine. Și tu m-ai, de aia ta. M-ai fascinat din prima. Păi și tu m-ai fascinat. Tu când vii și mă atingi, când mă mângâi, când pui mâna pe mine, când mă strângi în brațe, în corpul meu se declanșează chestii, înțelegi? Da. Deci n-ai cum da să spui că e același știu lucru. Că e același lucru. Da? Deci nu mai vorbi de chestie fizică pentru că tu mă atragi exagerat. Nu știu, nu mă atragi nicio femeie în viața mea așa. Decât trebuie să mă ții în brațe și la mine gata. E totul... Dar stai că mi-ai pus asta pe cap. Chiar vrei să-mi bagi aici un plapăm asta de tot. Nu trebuie să faci prea multe, vezi? Te ador. Și eu te ador. Iubesc tot la tine. Tot. Mie nu-mi plac. Oricum, mie nu-mi plac femeile alea perfecte. 90-60-90. Păi, dar tu așa mi-ai dat de înțeles. Nu iubirea mea. Mie îmi plac slăbănoagele. Da, da. Toată viața mea mi-au plăcut slăbănoagele. Da? Da. Slăbănoage. Adică eu sunt slăbănoagă. Skinny fit. Da, dar tu mi-ai zis de gene, de... buze de nu știu ce și... Hai de ce ai băgatul la cap. Complexa și mai rău. Doamne, iubirea mea, dacă eu te iubesc și m-am îndrăgostit de tine așa cum ești. Păi da, dar nu crezi că îți place mai mult. Dar ce fată din casa asta are buze și gene și... Au, fetele. Ceau. Dă-le treacul de gene că sunt 2,5 milioane de la 4D. Dar nu e vorba de bani. Ți-am spus că ți-ar sta bine, nu că... Dacă n-ai, gata... Chiar nu mă interesează. Da. Ce tu poți să-mi spui mie? Liviu, ți-ar sta mai bine cu părul? Ți-ar sta mai bine cu el? Nu. Nu înseamnă că dacă am păr în cap, schimbă faptul cu ceva. Sau dacă Liviu stă mai bine cu părul pe spate. Mâine mi-l ridic. Asta nu înseamnă că știu că mâine nu mă mai place. Mm-mm. Deci tu gândești prea mult, nu mai gândi așa mult. Bine, nu mai gândesc. Așa gata, mi-e creierul am înțeles. Meu. Gândesc prea mult. Ce vei? Și eu când iubesc și când sunt îndrăgostit, îmi fac 10.000 de filme și 10.000 de griji pe care n-ar trebui să le facă. Și eu sunt paranoic și eu sunt nebun. Dar nu sunt nici eu sănătos. Dar nu știu, pe tine parcă sunt prea sigur. Dar nici eu nu am, adică nu văd că te-ai duce să vorbești sau nu știu, nu te-ai duce să faci ceva greșit. Acum cel puțin nu cred. Niciodată. Eu nici de tine nu m-am bucurat. Da, n-ai împucat să te bucur. Capricile iubirii. Dragilor, ce să zic? E bine că vorbiți despre lucrurile astea, pentru că e foarte important ca partenerul să se simtă confortabil, nu? Da, eu am știut că ea are o problemă și trece, ieri a avut o zi destul de proastă, s-a gândit la toate chestiile. Dar de unde știi? Ce, ai verbalizat tu? Ai spus tu da, că te vorbit, deranjează ceva? Am fost și la ședința de terapie cu domnul Eduard Puiu. O să vedem imediat. S-au discutat aspectele astea. Și a trebuit să-i... Dar te deranjează atât de tare felul în care arată nasul tău? Da, am un complex de ce? Pe chestia asta. Pentru că nu-mi place, nu e estetic, efectiv. Nu-mi place mie, mă hai simt... Hai mă, și ce? Da, uite, Bogdana, dar vezi, tu scapi din vedere un lucru esențial. Că atunci când el s-a îndrăgostit de tine și a făcut mișcarea aceea, da. Rocada, cum ar veni, tu aveai tot nasul ăsta. Exact. Da, știu, dar nu, e vorba că am un complex eu cu mine, nu că mi-a transmis el asta. Dar a fost foarte frumos. Da, a fost foarte frumos. Intervenția, foarte frumoasă intervenția lui Liviu. Chiar foarte frumos a vorbit cu tine. Bărbații nu prea am văzut să-și bată capul cu genul ăsta de discuții. Mie îmi place, vreau să o fac să se simtă bine. Exact, am apreciat foarte mult un discurs echilibrat, frumos, ca să-ți recapeți încrederea în tine, pe care ți-ai pierdut-o, probabil...
asta nu e de ieri de astăzi, probabil că a fost și după ce am ieșit din emisiune, foarte mult. O aveai și mai înainte? Ales că eu aveam complexul ăsta dinainte. Și ce, și au, ce ai citit ceva pe... Exact. Hai mă, lasă-ne! Și m-a apucat și mai... Tu ești conștientă că oamenii, dacă ești slabă, e slabă. Dacă ești mai grăsuț, da, găsesc da. Orice poți să fii... Deci oricum ai fi, perfect. Se vor găsi nemulțumiți da. Care să îți dea în cap. Stai liniștită, știu, nu știu. E asta eu problema. Oricum e remediabil ceea ce ai. Adică, ok, nu te simți tu bine cu tine, da. Mi se pare normal să faci, dacă vrei da. Să faci un demers. Să mai ai puțină răbdare că se vor rezolva. E adică. Reparabil, ca să zic da, așa. Da, da, asta e important. Important e ce ai în cap, ce ai în suflet, educația, adică... Da. Dacă erai mică de înălțime, era da. Mai greu. Asta da. Doar cu niște tocuri ai fi putut să rezolvi. Dar o rinoplastie nu este un capăt de lume. Gene, buze, astea sunt niște chestiuni atât de... Acum sunt foarte basic. Da, nu. Da, basic, nu, dar chiar nu, nu despre ea e vorba. Dar tu ești sigură că vrei să faci intervenția asta? Pentru că tu ai șarmul tău așa. E posibil ca după ce te vei opera... Să te schimbi. Da, să te schimbi. Eu așa o văd pe ea. Adică, oricum o să-i facă simulare. Oricum, da, voi o să vedeți ce simulare, dar uite, cred că toată lumea a văzut filmul Dirty Dancing, nu? L-ați văzut? Da, 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 da. E, vă recomand și poate la un moment dat când o să vă dea un film în casă, poate vădă filmul ăsta, că e foarte frumos dacă nu l-ați văzut. E, actrița din film, nici nu știu cum o cheamă dacă mă întrebați pe mine da. Acum, avea tot așa un nas atipic. Da. Și după ce a făcut acest film, s-a lansat și era explodase efectiv cariera ei. Și a intrat celebră în sala de operație și a ieșit o celebră necunoscută din sala de operație. N-a mai luat-o nimeni nicăieri, că nu mai era... Nu mai avea același farmec, da. Da, da. Bine, mi-a spus multă lume să nu fac intervenția, adică oamenii din jur așa m-au sfătuit, doar că am eu asta așa în capul meu. Uh-huh. Dar ești sigur? Adică știi care e treaba? Bine, tu acum vorbești cu mine care, mă rog, eu sunt fricoasa fricoaselor, nu m-aș opera de nimic, dar poți să vorbești cu Paula, care Paula ar fi dispusă să-și facă orice, oricând, așa doamne, e. Doamne, dacă se vrea, bani m-aș opera de capul în picioare, nu-i nicio problemă. Și eu la fel, da. Da, nu-i nicio problemă. Mi-e frică, recunosc. Că de altă parte, există la noi un caz cu o reușită în privința intervenției la nas, Andreea Tunciu, care este alt om, arată superb acum. Nu că arăta rău înainte. Da, așa avea farmecul ei. Dar era, într-adevăr, era farmecul ei. Acum s-a schimbat. E, da, e tot frumos. Are altă e, atitudine. Arată foarte bine. Are, se simte mult mai bine în pielea ei. A ajutat-o asta foarte mult, important. Probabil. Asta este important. Eu nu mă simt bine și nu am încredere în mine să spun anumite lucruri sau să fac anumite lucruri. Ai, frate, că doar nu le spui cu nasul. Dar să-ți mai spun un lucru. Limitele sunt în mintea noastră. Exact. Dacă mintea, dacă noi ne propunem mental, e vorba de mindset, da? Cum da. Îți propui? Cum te setezi mental? Dacă te setezi să fii o învingătoare, vei fi toată viața, vei privi da. Lucrurile din perspectiva asta. Domnule, e un câștig. Chiar și în faptul că nasul meu e, nu știu cum, e cârm, e borcănat. Bă, da, e farmecul meu, știi? E altfel da. Și setare și reframe. Adică să vezi toată povestea da. Dintr-o altă perspectivă. Mă, da, uite, băiatul ăsta s-a îndrăgostit de mine așa. Pentru că eu sunt specială. Mm-hmm. Pentru că sunt altfel. Nimeni nu e ca mine. Sunt așa, pot să fiu și să arăt că sunt obraznică. Pot să fiu și nu știu cum. De mână cu nu știu cine. De a privi lucrurile așa. Da, adică doar în mintea ta sunt... Știu că eu îmi pun limitările. Și gândește-te că nu poți să le ai chiar pe toate. Uite, ai un păr foarte frumos, ai un corp foarte frumos. Are o culoare extrem de frumoasă. Adică... Și crede-mă, el te-a descris, ți-a mai spus o dată, el te-a descris pe tine. Când Liviu a venit aici, în platou, în prima zi, te-a descris exact după ce ai ieșit din platou. A doua zi, ceva de genul ăsta, da. Da, și după am intrat eu și mi-a spus că și eu l-am descris pe el și că... Da, exact. Dar mie nu mi-a spus atunci, că așa mai economiseam două săptămâni de energie. Ți-am zis că am văzut pe cineva. Eu ți-am zis, dar eu cred că tu aveai o bucată de vată ca moje în ureche. Știi că am discutat că este cineva. Este și tu ziceai da și nimic. Nu, aici nu se intervine asupra... Știu. Dar trebuie să fie natural la voi. Tot aia care trebuia să se întâmple de la...